În ultima sa zi de lucru la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, Adrian Dumbrava a făcut bilanțul activității. Adrian Dumbrava a decis să demisioneze din funcția pe care o deține din aprilie 2021 după ce a achitat datoriile istorice ale spitalului și îl lasă pe un trend ascendent. Dumbrava a afirmat că spitalul la preluare în 31 martie 2021 avea peste 12 milioane de lei datorii către furnizori și peste 2 milioane de lei datorii către bugetul de stat, deci aproximativ datorii de 15 milioane de lei. Acum, la 1 iulie 2024, Adrian Dumbrava lasă spitalul cu datorii de puțin peste 1,5 milioane de lei, însemnând facturi mai mici de 60 de zile, în timp ce sumele pe care spitalul le are de încasat de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile prestate sunt de peste 2,4 milioane de lei. Asta înseamnă că Spitalul Caransebeșan rămâne cu un excedent de circa 1 milion de lei, bani în buget pe care îi lasă Adrian Dumbrava. A fost în jur de 15 milioane datorii. La momentul acesta, datoriile pe care spitalul le înregistrează sunt de 1.595.707 lei, însemnând facturi mai mici de 60 de zile. Facturi din luna mai, cele mai vechi. Sumele pe care spitalul le are de încasat de la Casa de Asigurări pentru serviciile efectuate în cursul lunii iunie și pe care le decontăm și le încasăm la începutul lunii iunie, începând cu data de 10, sunt de peste 2.400.000. Asta înseamnă că spitalul rămâne cu un excedent cu circa 1 milion de lei bani în buget. Așa las eu astăzi. În 2021, la o negociere, am făcut rescadențări, am reechilibrat datoriile, m-am uitat ce putem să le oferim și să ne ținem de cuvânt. Vreau să vă menționez că peste 90% din furnizorii de consumabile, medicamente și alte lucruri, s-au menținut. Cei pe care eu i-am găsit, i-am păstrat, pentru că n-am venit să, doar să schimbăm lucrurile de dragul de a fi schimbate, am vrut doar să le eficientizez și lucrul acesta s-a văzut. I-am chemat la negociere, am renegociat contractele, acum avem altă poziție, pentru că termenele de plată sunt poate termenele cele mai bune pe care un spital le poate oferi clienților lor, să spunem așa, din țară. Dacă în 2021, la toate întâlnirile din cadrul Ministerului, la toate conferințele unde se prezentau situații din țară, Spitalul Caransebeș era trecut și era dat ca exemplu negativ la așa nu, astăzi, cu mândrie o spun și lucrurile acestea se pot verifica, este dat ca exemplu din toate spitalele municipale din țară. Luni de-a rândul am fost spitalul cu cele mai mari performanțe și suntem dați ca exemplu pozitiv, la așa da. Am găsit datorii la furnizorii de utilități cu penalități foarte mari și am început încet, încet să iau împreună cu colegii mei lucrurile la mână, să spunem așa, și să scoatem la liman acest spital. În perioada în care a condus spitalul, s-au modernizat secții și s-a achiziționat aparatură medicală. Reparațiile s-au făcut atât din buget propriu, cât și din bugetul local al municipiului Caransebeș. În acest mandat de peste 3 ani, Dumbrava a afirmat că s-a bucurat de sprijinul primăriei și al Consiliului Local Caransebeș, iar performanța managerială a fost posibilă cu ajutorul echipei sale, cărora le-a mulțumit. Am prospătat colectivul medical, au fost câteva angajări serioase în mandatul meu, au fost câteva specialități nou înființate, ambulatoriul a crescut semnificativ atât ca și număr de pacienți automat și ca și venituri și la spitalul cu bucuria că și probabil că aceasta este câștigul și realizarea cea mai mare, cu
un alt fel de curent, un alt fel de aer, pe un alt trend. Și acum vă spunem, dacă am găsit medicii triști și amărâți și fără un devotament mare, pentru că este frustrant ca la fiecare lucru pe care ți-l dorești să primești răspunsul, nu se poate, nu avem bani, pentru că din bugetul pe care spitalul îl avea și îl realiza în 2021, peste 94% se duceau doar în salarii. Astăzi, din bugetul pe care spitalul îl realizează, mai puțin de 80% înseamnă salariul, celălalt procent sunt luni când am avut chiar și, au fost luni când am avut chiar și 73%, ceilalți bani se duc în modernizare, în aparatură, în medicamente și chiar și în pandemie, pentru că să nu uităm, am avut și o perioadă în mandatul meu de pandemie, când lucrurile au fost grave, pot să spun ca lucruri chiar foarte grave. Spitalul nu a dus lipsă de tratament medical, de tot ceea ce era nevoie, echipamente consumabile pentru pacienți. La spitalul, cum am spus, pe un trend bun, cu un contract foarte bun cu Casa de Asigurări, vor urma câteva luni cu sau fără plecarea mea, trendul e același, lunile de vară noi avem o scădere a numărului de pacienți, coroborat și cu concediile de odihnă pe care medicii și personalul nostru firesc și le iau. Dar există un relanș economic din cifrele pe care eu vi le-am spus, ați înțeles lucrul acesta. Și tot ceea ce trebuie să facă este să continue și să îmbunătățească ceea ce eu am făcut pentru spital. Dumbrava a vorbit în conferința de presă și despre perioadele mai puțin plăcute la spital, dar și despre proiectele pe care nu a reușit să le realizeze, punctând aici proiectul heliportului. Punând punct speculațiilor de orice fel, Adrian Dumbrava a precizat că nu-și dorește o funcție politică și că misiunea sa s-a încheiat la Caransebeș pentru că nu există un proiect mare care în acest moment să-l provoace. Nu exclude însă relații de colaborare în viitor pe un proiect privind un spital nou. La finalul conferinței de presă, Adrian Dumbrava a dezvăluit că a fost scurtat de 3 spitale din România, cărora deocamdată l-a refuzat ofertele.